Medicii de familie din județul Timiș s-au întâlnit din nou pentru a dezbate, ca în fiecare primăvară, contractul cadru. Nemulțumirile sunt aceleași: scăderea drastică a bugetului pe 2011, obligativitatea muncii în centrele de permanență sau munca suplimentară și gratis la elaborarea cardurilor de sănătate. Pe lângă atacarea în instanță a normelor dezavantajoase, spunei, ale contractului cadru și a hotărârii privind achiziționarea a două sisteme de internet în bandă largă 3G, acțiunile medicilor nu se opresc aici. Majoritatea patronatelor și asociațiilor profesionale au semnat sesizarea privind controlul pe care noi îl cerem din partea Curții de Conturi asupra banilor alocați nu numai pentru medicina primară, deci pentru medicina de familie, cât și pentru medicina din ambulatorul de specialitate. Adică sunt colegi care au făcut calcule și s-a constatat din calculele noastre că banii care ni se cuveneau pe contractul din 2010 nu se regăsesc în regularizări. Pe de o parte, nu ne-au dat nici banii aprobați pe filă de buget, iar pe de altă parte și din fila aprobată de CNAS, nici aceia nu se regăsesc în regularizările pe care medicii, atât de familie cât și specialiștii, le au la 3 luni. În timp ce la București mai mari medicilor de familie și cei ai Casei Naționale de Asigurări se acuză reciproc, a intervenit Ministrul Sănătății, care a decis ca noul contract cadru să fie semnat doar la 1 iunie, iar până atunci medicii vor semna acte adiționale la vechiul contract. Vom lucra în condițiile contractului anterior de 2010 și vom încerca în continuare să modificăm acele articole din contractul cadru pe 2011-2012 care sunt foarte defavorabile atât medicilor de familie cât și pacienților. Medicii de familie mai sunt nemulțumiți și de sistemul informatic unic integrat SIUI, care, spun ei, are erori de funcționare, pe când reprezentanții CNAS afirmă că tocmai acest sistem i-a prins pe medici cu nereguli. Cert este că în 2 luni medicii trebuie să ajungă la un consens cu Casa Națională de Asigurări pentru a semna noul contract, dar și pentru a nu-i afecta pe pacienți.